Hai, dorobă băi, și bine v-am găsit la un nou episod de Metin 2 Euro pe server Carpathians. Ia uitați-vă că este evenimentul de pescuit, mai este aproximativ 40 de minute și se termină evenimentul și eu am făcut în 4 ore, de la ora 5 până la ora 8 acum, 700 de cufere jigsaw de pește. Băi, băieți, și acum trebuie să le facem puzzle. O să ne ia ceva, dar o să revin eu cu cuferele, să vedeți câte am făcut. Băi, băieți, nu uitați să dați și voi un like și să vă abonați, pentru că mă ajută foarte mult aceste like-uri. Și dacă am și eu abonați, mai fac episoade dacă vă place. Am făcut și vreo 4 chei chelpi, eu zic că e bine. Bun. Băi, o să vă arăt acum cum fac puzzle-ul. De obicei, eu îl fac într-un anumit fel, adică, bun, asta nu avea nevoie. De exemplu, eu îl fac așa. Dar acum, na, fiecare îl face cum dorește el sau cum știe cel mai bine. Eu îl fac după modelul meu, adică despre ce vorbim. Ok, bă, și voi trebuie să faceți aici, dacă faceți din 10 mișcări, vă dă un cufăr L, cu 3 deschideri. Dacă faceți 20 plus, o să vă dea EMU. Și de la 25 plus, vă dă S. Băi, eu sper să fac până în 20. Haide, bă. Așa. Și ia uitați-vă că am făcut două deschideri. Mai avem până la 700. O să revin eu cu ferele, că durează foarte mult, frate. Bă, băieți, se pare că s-a terminat și evenimentul de pescuit. Chiar acum este ora 9 fix și am făcut deschiderile, mi-a rămas doar 5 puzzle, se pare, o să le put la magazinul general. Și au transferat cuferele pe contul de shop, pentru că aici nu aveam loc deloc. Și am făcut 70 de cufere jigsaw. Dacă o să vă arăt acum, nu o să am loc aici spațiu. Și na. Dar oricum, am făcut 70 de cufere, sunt mulțumit. O să le vând, pentru că dacă le deschid, nu pică cine știe ce. Așa că mai bine le vând, frate. Am făcut și 6 scoici. În el ăsta trebuie să dau afară, bun. Ei, bun, așa. Da, bă, băi, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi un like și să vă abonați la canalul meu. Dacă vă vreți să facem episoade cu BT2RO, Carpathians. Basta!